Un salut vouă, un salut și celor comunității noastre tot mai mari de pe YouTube. Vă mulțumim că sunteți, că, cum să spun, din toate colțurile lumii ne scrieți, comentați, sunteți activi alături de noi și asta este foarte bine. Sperăm și noi să fim pe placul noastră în continuare. Spuneam de Champions League, este o seară de Champions League care are ghinionul să vină după Cluj-FCSB. Spun ghinionul pentru că vom dedica prima parte a emisiunii, evident, meciului de ieri, discuțiilor care a urmat acelei partide, după care evident ne aruncăm în Inter Atletico Madrid, în special un meci tare, un meci care va fi arbitrat de Ișvan Kovac și pe Zvainovăn Dormund. Asta este programul serii. Meme Stoica, salut, Basara Panduru, salut, mă bucur că suntem împreună. Meme, cum analiza ta după meci? Ați pierdut două puncte sau ați câștigat un punct? Nici n-am avut ocazie să spui, dom'le, meritam mai mult și afară de asta, Ștefan Tărnovanu a apărat o lovitură de la 11 metri și atunci clar că ești mulțumit cu punctul pe care îl iei. Sunt nemulțumit pentru că eu am sperat ca Ovidiu Hațegan să arbitreze corect și chiar m-am așteptat să arbitreze corect. Atâta timp cât în minutul 20 tu nu vrei să dai, să elimini un jucător, deși, știi, Elias a zis foarte bine după meci. Săptămâna trecută am avut vizita reprezentanților Comisiei Centrale Arbitrilor, care ne-au arătat exact faza asta și a spus. Și ni s-a spus că în momentul în care mâna se duce spre figura jucătorului și se folosește ca o armă, nu s-a spus intensitate că dă cu 3 de la 10, de la 1 la 10, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6, cu 7. Acolo n-a sărit să normal de galben. A lovit cu cotul. Și de minutul 20, dacă tu joci în 10, adică joci 11 contra 10, e puțin diferit. De faza la Octavian nu mai comentez, că acolo e discutabil. Să-l atinge, dar poate nu suficient ca să se dicteze o lovitură de pedeapsă. Dar asta e o greșeală care pe noi ne-a afectat. Acum, întrebarea ar fi următoarea. După faza asta, văzând și cotul lui Octavian, întreb, a greșit de două ori Ovidiu Hațegan ieri sau a arbitrat cu aceeași unitate de măsură? Nu mi se pare că la Octavian Popescu e aceeași fază. Mi se pare că duce mâna în jos, nu, în niciun caz nu duce mâna spre Octavian, fața jucătorii. Da, așa nici l-am văzut. Uite-te la reluare, că duce exact la fel. Ok. Adică nu lovește cu cotul, lovește cu antebrațul în piept. Bine, a greșit. Asta zic, a greșit de două ori Hațegan? Nu știu, mă interesează ordinea cronologică și că asta nu mai era, faza asta nu mai exista. Dacă era eliminat Anselm. Pandi, crezi că sunt două greșeli sau este una singură? Sau arbitrează cu aceeași unitate de măsură și atunci nu dai roșu, dar te întreb după aia când dai roșu. Că ai problema. Și ești Hațegan, nu ești... Păi aseară am discutat despre lucrurile astea și am văzut că Florescu nu ia roșu. Da. Mitriță, aduți aminte, Mitriță la Djokovic nu ia roșu. Djokovic, da. Mitriță la Șepși. Da, nu știu cât a fost aia lui Mitriță de asta lui Florescu a fost cotul ăla. Djokovic este el plin de sânge peste tot, da, nu mai vorbesc de jucători și el pe mâini, pe cot, peste tot. Aici a două, deci trei arbitri au patru momente în care trebuie să dea cartonaș roșu și niciunul nu dă cartonaș roșu. Întrebarea este de ce? E bună întrebarea. Bă, toți trei greșesc sau... Sau ai voie să dai cu cotul în gură. Sau ai voie să dai cu cotul în gură, păi da, și e doar galben. Ei au venit la noi și ne-au spus că n-ai voie și că e roșu. Asta păi e. Da, dar vezi că și asta, care da, asta este roșu și asta. Și asta e roșu. Nici la asta nu dă. Păi asta e. Păi și adică, dar nu mai, care mai e roșu? Mie nu mă interesează care minutul 42, mă interesează minutul 20. Aia dacă e logic, dacă o iei așa, poate nu se mai ajunge aici. Ok, asta e altceva. Dar noi le analizăm. Bă, dar au venit oamenii și ne-au spus. Dar cu asta au început și asta a contat cel mai mult. Asta a fost cel mai important. Respectați-vă adversarul. Nu folosiți mâna, cotul ca o armă. Păi, ce facem? Deci a fost o prelegere sau un fragment din prelegerea CCA-ului cel mai important, dedicat acestei loviri cu cotul? Exact. Dar pe de altă parte, trei nu dau patru cartonașe roșii. Deci, și atunci ce să mai înțelegem? Că li se eu spune... Eu patru, eu spun și la Mitriță mi se pare că roșu, mi se pare intenție. Că după aia vorbești de intensitate aici. Da, Mitriță nu are intenție la Florești. S-ar putea intensitatea să ne păcălească pe noi și să conteze, poate, iară, foarte mult.
Mă gândesc. Da, uite, nu, Florescu. Dar, dar ei nu vorbesc de intensitate. Vorbesc doar dacă duci mâna spre fața adversarului, e roșu. Da. Dacă sari și îl atingi cu mâna, nu mai e roșu, e galben. Că se, asta e, de aici se vede și mai bine pentru că e filmat asta, din... Asta nu e nicio săritură. Asta este asta cotul este... dus din față, în spate... pregătit pentru că te-a aruncat cu 2-3 minute înainte în exact. Reclame, l-ai așteptat, te-ai uitat la el, l-ai lăsat să sară, ai sărit și după aia ai dat-o pentru direct o, în o chestie cap. De genul ăsta, într-o Supercupa României disputată în Giulești, CFR Cluj, Unirea Urziceni, Cadu l-a lovit pe Brandan cu cotul, a mai fost și un fault al lui Deac, dacă nu mă înșel, la Frunză, dar pentru asta, Georgian Ionescu, arbitru acelei întâlniri, a fost exclus din arbitraj. Exclus. La revedere, ceau, vă mulțumim pentru participare. Mă întreb totuși, adică văd fazele astea... Bă, asta e Hațegan, asta e problema, e Hațegan. Adică dacă și Hațegan face asta... Spune-mi un singur lucru. Care fază ți se pare că este cel mai puțin de roșu din toate astea patru? Mie mi se pare a lui Anselmo. Așa mi se pare mie. Cel mai puțin de cel roșu. Mai puțin de roșu. Mie mi se par toate de roșu. Da, da. Care ar fi, dacă care... n-ai dat la una roșu la care n-ai dat tu, nu, de exemplu? Nu, n-aș dat la toate. Nu, ei, că eu nu parcă la Anselmo i-aș găsi ceva. Mi se pare totuși că mâna este foarte sus, este pe aici, dar parcă nu o face așa și bine. Exact așa face. Nu văd bă, cotul acolo. Ia stai să mă uit exact mai bine. Exact așa face, lovește. Nu, așa ce face el, ce nu zice, cred că ce zice el e altceva, da. Nu știu, mie mi se pare că e periculos ceea ce se întâmplă pentru sănătatea fotbaliștilor și pentru siguranța lor. Mi se pare că duce cotul, Pandi. Tu zici, singurul element, este spre, nu, singurul element este că nu are mâna la 90 de, la 90 de grade. Da? Octavian Popescu duce mâna mai mult? Octavian Popescu mie duce mi se pare mâna. Că duce... Aici, adică duce atâta spun. Nu spun că ăla nu e roșu sau... Nu, în față. Nu lovește în piept. În față. Direct în piept. Deci, dacă e să te întreb care lovitură este dată în spate... Dar ce facem noi clasamente acum cu care lovitură este? Sunt toate de roșu. Ăla lovește. Deci, mie vine și îmi spune așa. Dom'le, dacă duci mâna spre el, e roșu. Folosesc. Dacă nu duci spre el, e galben. Dar duce mâna spre el și atunci eu ce să fac? Că jucătorii aia au stat acolo și au ascultat și au zis, dom'le, extraordinar. Și după aia, minutul okay, 20 dar de ce trei arbitri care au patru faze, niciunul nu dă cartonaj roșu, ei venind și spunând, domne, dacă faceți asta, primiți cartonaj roșu. După care, când intră în teren, niciunul din ăia trei, care au patru faze, da, la unul s-a nimerit două, nu dă niciunul cartonaj roșu. De ce nu se dă penalti pentru Ucraina 1948 la Ovidiu? De ce nu se dă penalti? Pentru că sunt niște greșeli odioase de aia. Păi da, dar aici sunt patru la rând, asta spun. Că aici cu cartonașul roșu pentru talpa aia, nu știu ce înțeleg. Bă, da, aici toate, la, dai la unul, dai cartonaș roșu. Pentru că e bătaie de joc de aia, că e bătaie de joc. Eu mă gândesc, primesc altfel de instrucțiuni. A, și ne mint pe noi. Păi, nu te întreb. Dacă ei când ies pe teren, fac altceva. Hai să mergem la FCSB, că avem un seminar cu ei, să le spunem, bă, hai să mergem. Probabil hai să mergem să-i mințim pe aia, că așa, asta înțeleg. Păi, hai să mințim pe aia că orice lovitură cu cotul în gură e roșu, dar noi dar să asta dăm înțelegi galben, că atunci când ei intră când în teren, place să dăm galben. Când intră în teren dau galben toți. E bună remarca lui Pandi, pentru că e posibil ei să vină la voi și să spună, să le ceară fotbaliștilor, vă rog frumos, respectați-vă adversarii, că noi pentru nu vă respectăm pe voi. Că noi vă respectăm pe voi. Noi o să vă dăm cartonașe roșu și așa ce contează Ovidiu Popescu? Are 30 de ani, a jucat destul. Dă-i un cot ca să spargi cum, băi, Kovac aia a fost, cred că cel nu știu să nu există cuvinte în dicționar pentru a cataloga, a califica ce a făcut Kovac la meciul ASEA Târgu Mureș Steaua. Da, cu Rusescu. Gabi Mureșan era în gură, în ce erau. În pomete, i-a spart pomete, era să piardă ochiul, da. A stat băiatul luni de zile operat. O grămadă de... Galben primă dată sau nimic. Ce galben i-a dat. I-a dat galben. Și a spus doctorului nostru, lui Flavian Arămitu, la pauză, conform spuselor doctorului nostru. A intrat cu că, în cotul. Să știți, domnul doctor, că nu orice, dacă, sânge, orice dacă e sânge, e neapărat roșu. Bine, dar atunci erau alte vremuri. Acum credem că s-au schimbat vremurile. Aceiași arbitri, înțelegi? Aceiași arbitri. Că dacă în fazele astea la trei faze ar fi dat roșu și la una galben, zici, bă, a greșit.
Bă, dar aici nu mai e vorba de greșeală, da, înțelegi? Ceva... Pentru că toți, la, ce, toți trei la patru faze au dat galben. Ce este interesant este că cel care nu dă roșu la cotul lui Florescu, la Mami, sau nu știu, la ce? La Ilie. Ilie, la Matei Ilie. La Matei Ilie, așa. Este Călin. Da. Care imediat se duce VAR la Ovidiu, la farul cu Craiova 1948. Nu îi se pare penalti. Companiucii nu joacă nici acum. Companiucii l-a mai jucat de atunci. Pentru că a fost atât de tare faultul, talpa pe piciorul lui, încât el s-a accidentat la meciul ăla. Bun. Și tot Iulian Călin e la VAR la noi. Acum, bine, să fii la VAR când Hațegan e arbitru, hai să ne aflăm în treabă. Da, între adică, timp hai să ne aflăm în treabă. Hai ca să punem și noi pe cineva la VAR. Hai că, na. Între timp a trecut cine? Însă și pe la congresul partidului. Păi știu eu, păi la Hațegan, când Hațegan a fost la VAR și a zis lui Găman să vină să vadă, a spus că a văzut foarte bine, au fost suspendat. Hațegan și Kovac au un regim special, aia clar. Kovac face meciuri zob unul după altul și arbitrează bine, mersi, o să le delectăm în seara asta cu el la Inter cu Atletico. Pentru că e văzut bine acolo. N-ar trebui să aibă vreo legătură, crezi că ar trebui să aibă legătură cum arbitrează intern cu cei extern? Ar trebui să arbitreze foarte bine intern ca să meargă și acolo să arbitreze. Eu așa cred că ar fi normal. Că tu selecționezi la o echipă națională cei mai buni jucători. Că dacă joacă prost în echipele lor de club, nu mai ajung la națională. Cam așa ar trebui să fie și cu arbitrii, okay. Care dacă își bat joc de meciuri din campionatul lor, că nu dau doi bani pe oamenii care lucrează în fotbal, de fotbaliști în primul rând, că nu dau doi bani în momentul în care arbitrează așa și se și adresează la modul ăsta și șeful lor vine și le sfidează pe toți, cum face el de obicei, se duc acolo și arbitrează bine, mersi. N-a niciun fel de problemă. Păi, dar ce ar putea să întâmple cu Kovac, cu greșelile pe care le face Kovac? Și să arbitreze. Acum m-am uitat și la Colțescu. Colțescu, bă, a inventat o lovitură liberă. A inventat o lovitură. Și ce să vezi? A ieșit și gol. Ce să spună? Că nu e lovitură liberă. Și eu sunt de acord. A fost absolut nimic. A fost. Deși, ba da, de... El vine cu piciorul ăla care absolut. Nu prea e normal, okay, cu dreptul ăla. Da, vine piciorul aici, dar el în momentul când se oprește, genunchiul îi dă direct în picior. Da, nu-i dă, nu cumva îi dă vână? Păi piciorul... asta spun, piciorul ăla lui vână. Păi dacă îi dă vână, e faultul lui vână dacă vrei. Dacă vână lovește spre Ninai, Ninai se oprise în momentul în care vână vine cu piciorul în el. Ce trebuie? Adică, nu știu. Bine, fiecare vede cum vede. Eu dacă asta vine, e... nu-mi dau seama nici cum se dă, cum se vede golul. Vine cu genul, cu piciorul ăla, dar piciorul vede vână golul. Nu este normal ce face vână cu piciorul la drept. Asta zic. Pentru că piciorul la drept parcă pleacă cumva contrar lovirii migii sau asta, știi ce face. Dar el când ajunge acolo... E contact, dar nimeni nu spune că nu-i contact. Dar intră vână în el. Cum e? Mi se pare că e contact cum e la... Octavian Popescu. La Octavian Popescu la penalti nu cred că se poate, dar e greu să dai penalti. Nu e penalti la faza aia, dar e contact. Îi dă peste picior. Dar nu e contact. Nu e suficient. De aia am zis, n-am reclamat faza asta. Spunem pe de altă parte, că evident lumea e îngrijorată. Da? Sunt două meciuri în care echipa nu a jucat așa cum ați fi dorit. Ai, nu, serios? Care meciuri? Păi meciul cu Șepșii. Ah, serios? Da. N-am jucat cum trebuia. Repriza a doua cu Șepșii ți-a plăcut? A fost impecabilă. Defensiv? Ce? Păi tăne nu ne-a interesat, era 1-0. Ok, dar poate nu v-a interesat. Dar nu v-a interesat poate, totuși să... Nu, ne-a interesat așa. În 2024, jucați, așa. Noi n-am luat niciun gol. Noi am luat un singur gol dintr-un penalti inventat. Ok. O ceva mizerabil. Deci, atât. O echipă bine antrenată este o echipă care nu primește goluri. Sau primește puține goluri. Noi n-am primit niciunul. Că ăla n-a fost gol. Ăla a fost... O invenție. Okay. De-a domnilor, cine a fost la... Nu mă interesează, nu mai contează. Așa. Noi acum am avut probleme. Uh-huh. Dar am avut probleme din vari motive. Nu neapărat că nu ne-am exprimat așa cum trebuie. Că, într-adevăr, avem o carență. Când dăm de un teren prost, parcă suntem puțin cam... nu ne convine terenul. Terenul ăsta nu era teren, era pământ. Nu era iarbă. Și iarba care era tusă foarte scurt. Ce s-a făcut, habar n-am. Ideea e că era foarte prost teren. Și parcă nu ne dăm viața.
Nu poți să iei campionatul așa. Trebuie să-ți dai viața pe orice teren. Că e teren prost, că e teren bun, nu contează. Nu este absolut niciun fel de problem. Cu Sepsi a jucat foarte bine. Deci tu ești mulțumit de jocul ofensiv al echipei cu Sepsi? Foarte mulțumit. Foarte. Okay. Sile, nu există joc ofensiv și joc defensiv. Să fii mulțumit de... Există joc ofensiv și defensiv. Există rezultat și există ocazii ale adversarilor la poarta noastră. La meciul cu Sepsi, adversarii au avut, să zicem, capul lui Șafrancu. Da, pe lângă poartă. Putea să-și ia, să stea în știu eu, cu geaca pe el Târnovanu. Nici nu răcea așa tare că e răcit și el. La meciul cu Universitatea Cluj, penaltiul în urma unui lans de greșeli și cam atât. N-a mai fost nicio ocazie. Nici noi n-am fost bine. Nici noi n-am fost bine, dar noi n-am fost bine de ce? Unu. Băluță e un jucător foarte important. Foarte important. A fost răcit sau a avut altceva? Băluță a avut rotavirus de la fetița lui și chiar n-avea cum, era și contagios. Rotavirus, după unii 10 zile, după alții 5 zile, după alții 3 zile ești contagios. Asta mai lipsea să mai vină să facă rotavirus toată echipa. Na. Uh-huh. Știi? Nici n-a fost. El nu s-a antrenat. La un moment dat a fost discuția, vine sau nu vine. Stă acasă, că ne-am și soția bolnavă și bolnavi cu toți. Nu Miculescu era bolnav? Miculescu era, da, era și el. Era bolnav? Și el, și Octavian, și el, și Octavian, și mai cineva, parcă, și Octavian, și el, și... Olaru era? Sau cine? Octavian și cu Târnovanu? Olaru, Târnovanu era copt. Da. Nici nu putea să vorbească, nu? Sau ceva de genul ăsta? Ce să faci? Asta e situația. Ce poți să faci? Ce poți să faci decât să le dai vitamine și... Vreau să-ți împărtășesc impresia mea legată de Băluță. Da. Mi se pare că absența lui Băluță ieri și s-a simțit mai mult decât s-au simțit alte absențe în general în ultima vreme la echipă, chiar dacă nu are jucătorul ăsta, nu are cifrele lui Coman și ale lui Olaru. Dar mie mi s-a părut că în ultima vreme cu el echipa are altă viteză în atac și mi se pare că arată altfel echipa cu el. Fără el mi se pare că nu e la fel de atacant central sau în dreapta, unde? Oriunde joacă, mie mi se pare că Băluță în momentul ăsta, asta e părerea mea. În momentul de față mi se pare că este cel mai în formă jucător al echipei ca impact constant asupra echipei, chiar peste Coman și peste Olaru, în momentul ăsta. Poate că eu greșesc. Eu îl situez acolo, adică un jucător insustituibil. Acum, na. Am știut treaba asta de la început. Ce este bine, ce a ieșit bine a fost faptul că în sfârșit Ștefan Târnovanu a apărat o lovitură de la 11 metri și că mingea, deși a revenit la Nistor, i-a venit pe stângul și și-a pierdut coordonarea și jos, da. Că Nistor a dat gol cu stângul la viața lui. Da, dar a venit mingea de sus în jos. Dacă penaltiți, cam pierzi coordonarea și focusul. Și ideea era, după ce serie venea Ștefan Târnovanu la Sibiu, penalti respinge, mingea ajunge la paraschiv, gol. Cu Petrolul, penalti, mingea trece pe sub el, o atinge, intră în poartă, așa se lungește mingea și intră pe sub el în poartă. Cu penaltiul ăla inventat cu Farul, o atinge, cred că milimetri să poată să o respingă. Și o respinge în poartă. Și acum era al patrulea și ăsta să fie respins. Și, în fine, una. Evoluția excepțională a lui Ovidiu Popescu, pe o poziție pe care mulți își dădeau coate și spuneau... Multă lume a întrebat de ce a jucat el acolo și n-a jucat Alexandru. Adică de ce n-a fost... De ce? Pentru că... Alexandru, erați mulțumit de el la mijloc, da, și n-ați vrut să-ți scoateți de acolo, da, probabil. Și că el, de câte ori a jucat fundaș central Ovidiu, cred că e al 7-lea sau 8-lea meci când joacă fundaș central, a jucat foarte bine. Iar pe construcție, cel puțin în a doua parte a meciului, când Universitatea Cluj se retrăsese și noi aveam nevoie să construim mai repede, el a construit foarte bine. El și șut pentru mine. De ce ați ales cu Olaru acolo în față? Păi nu prea... Și aveați trei la mijloc, toți trei mai defensiv teoretic, da, față de ce ați obișnuit, da, cu Popescu, cu Olaru acolo și l-ați pus pe Olaru vârf. De ce? Care a fost ideea? Nu l-am pus vârf pe Olaru. A zis că a trebuit să vină între linii, să primească... Am încercat să jucăm ceva genul
Madridului, 3-1-2, exact, cu Bellingham, da, fiind Bellingham. Da, și Madridului. Dar ceilalți doi să vină vârfuri, cum ar veni. Da, da, dar exact. Nu veneau. Păi, ceilalți doi ar fi trebuit să fie Băluță și Coman. Accidentarea lui Pantea ne-a cam schimbat puțin datele problemei, dar am zis să rămânem așa. Trebuia să încercăm să jucăm o dată și cu cei, cu cei trei, cu Baba, cu Alexandru și cu Șut. De ce este în continuare, întreb de el, pentru că în momentul de față este foarte important. De ce pare nervos Tavi Popescu? De ce este un jucător? Pentru că el în momentul de față trebuie să protejeze foarte mult. Inclusiv lovitura asta. Ține minte că am mai avut și episodul ăla cu Rapid în care răspunde total aiurea și primește galbenul. Adică îmi imaginez că în momentul de față, având în vedere regula și problemele cu Pantea, Tavi Popescu trebuie să fie un jucător ultra atent cu tot ce face, de la felul și în care joacă. Borza trebuie să fie ultra atent la Rapid, că n-are ce să joace altul. Da, da, de acord. Și Borza nu a părut nervos. Trebuie să fie ultra atent la Craiova. Nu ți s-au părut nervoși? Da, e adevărat. Adică e pe fondul nereușitei în joc. Da, a și poziției, nu, pentru că n-a fost chiar atât de n-a fost atât de prezent în joc, dar vine după o perioadă în care n-a jucat, o săptămână nu s-a antrenat și e o chestie logică să fie puțin sub nivelul la care va fi, cred eu, în meciurile următoare. Lui îi place acolo în dreapta sau îi place, e convins că place. Trebuie să joace, că nu nu-i are place, unde dar uite în că momentul ăsta? A intrat la Craiova la 1-0 de la pauză. În dreapta și-a jucat foarte bine și chiar a făcut deposedare și el trebuie să facă. Probabil că nu, încă nu are încredere că poate să facă diferența în orice zona terenului evoluează. Dar asta e situația la momentul ăsta. Da, ești de acord că trebuie să-și stăpânească nervii? Ca să aibă grijă de echipă, pentru că e în interesul întregii echipe. Voi a doua variantă de regulă nu pare că aveți în momentul de față viabilă. Avem și Radaslavescu și Pandele. Sunt variante viabile. Dacă mă gândesc la ce variante au alții, sunt variante chiar foarte bune. Aha, ok. Bun. Deci nu-i problemă cu Tavi Popescu. Nu-i problemă cu Tavi Popescu. E problemă cu Cațegan. Și cu arbitrajele contra noastră non-stop. Non-stop. Am crezut că se... știi, chiar vorbeam... Mihai Rotaru a zis că nu e așa. Vorbeam... cum? Mihai Rotaru, ai văzut ce a zis? Nu, n-am domne, văzut nu și e adevărat, nu mă interesează, că... nu comentez, că nu sunt ziarist. Penaltiul respectiv nu trebuia... Că n-a fost penalti la meciul, că tu ai dat exemplu de arbitraj perfect meciul vostru cu Craiova. El spunând că nu e niciodată penalti la Zaicov și că... Și toată lumea a spus că a fost penalti la Zaicov. Trebuia să nu comentez ce spune un alt conducător, pentru că nu sunt ziarist. Când o să rămân doar ziarist, atunci o să comentez din toată inima. La momentul ăsta, vorbeam chiar astăzi cu un prieten foarte bun și îmi spunea, domnule, am crezut că e descurajantă diferența. I-am zis, bă, diferența, când era 11 puncte, zic, nu a fost descurajată din moment ce s-a inventat penaltiul ăla și am pierdut 2 puncte în prelungiri. Nu există, oamenii nu se descurajează. Speranța unora moare ultima. Dar eu cred că o să fim bine, pentru că la momentul ăsta, am spus, 2024, 4 și cu 3, 7 și cu 1, 8 și cu 1, 9, 9, 10, 9, 1, poftim cu golul ăla. Ăsta e golaverajul nostru pe anul 2024. Prefer varianta asta unei echipe care să marcheze, adică tu ești genul 1-0 e mai bun decât un genul cum când am câștigat primul campionat, când am venit la Steaua, l-am câștigat cu Zenga cu 1-0 Dică, cu 1-0 Dică, cu 0-1 când jucam pe afară Dică și unii erau nemulțumiți că nu era spectacol. Eu eram foarte mulțumit. După aia când am făcut spectacol cu Rosenborg când era Oleg, nu eram mulțumit. Mă interesează să câștigăm, mă interesează. Na-na-n vii? Cum ți s-a părut? S-a părut din bine, adică când tu prima atingere de balon ieși și driblezi doi adversari, că ne-a stat nouă inima, ne-a stat, dar s-a părut chiar foarte bine. Acum, na, fiecare vede cum vede. Ți-a plăcut Pandi? Nu vreau după... Pentru primul meci? Nu, e prea devreme. E prea devreme, nu pot să... Să joace, să-l văd puțin și după aia, da, ca așa... Nu cred că are rost. Mie mi s-a părut destul de cum să spun,
lipsit de trac, ceea ce, mie mi se pare un punct în plus, că sunt jucători care, mai ales la debut, au probleme. Nu mi s-a părut a fi avut probleme, știi, stres să vezi că pasează doar simplu, că nu-și asumă nimic. Omul chiar și-a asumat anumite faze. Ma, știi cum e? E că cum a avut Felipe, de exemplu, când l-a băgat la primul meci. S-a văzut că are... Care tracă. Are tracă, a avut ceva. Adică bine, n-a mai fost nici măcar meciul ăla amical, știi, în care dribla cu o ușurință. Da, primul meci rămâne cel mai bun al lui Felipe. Ăla a rămas cam cel mai bun, că de atunci n-a mai jucat mai nimic. Adică după meciul ăla, ăla a fost meciul bun. Culmea, ăla în care a avut tracul de care vorbești. Da. Ce ți s-a mai părut peste meciul ăla? Mi s-a părut acolo că nu era ăla din meciul ăla amical, înțelegi? Adică acolo am văzut lucrurile făcute cu ușurință, niște dribling-uri chiar ți s-au părut că sunt că din făcut, alt film. Am văzut ăla, venit din dreapta de pe acolo, mingea în piciorul peste minge, a luat-o în altă parte, că totul natural, frumos. Deodată când a vrut să facă la meci oficial, a dat cu dreptul, s-a dus mingea vreo 3 metri, adică toate lucrurile au fost de andoaselea. Da. Și la el trebuie puțin așteptat, că așa după un meci, două, s-ar putea să îl trimitem înapoi la ea și nu știu dacă e chiar corect. Da? Să joace și el 90 de minute, să-l vezi dacă poate, două meciuri la rând, nu știu, abar n-am. Deși la FCSB, poziția probabil care e să-i fie lui bună. El e în dreapta, el era ce? În stânga? Parcă nu? Acolo în stânga. Era în stânga. Uite Octavian Popescu. Mi se pare că lui Octavian Popescu, pe Octavian Popescu l-ai făcut Ivan. Adică pare că în dreapta, pare că în dreapta poate, dar mai mult nu poate. De ce nu poate? Pentru că și unul și altul ce au cel mai bun. Au interiorul ăla, da? Când o are pe interior, poate să o pună și de la 25 și de la 18, poate să o pună în plasa laterală, da? Să dea un interior. De la 30 de metri, a pus-o. Și Ivan, la fel. E când l-ai luat alea, și aici am explicat, aici... Deja ai dreptul, da? Cu dreptul nu mai poți. Cum să dai? Că dai, îți vine să dai la scurt, da? E portarul. Ca să dai la lung acolo, nu... Trebuie să prinzi pe exterior un pic. Nu, exterior, interior, nu știu cum, trebuie să te poziționeze. Carlos Alberto, cu Italia. Deci nu e ușor. Și ai luat ce are el mai bun, da? Acolo și-o făcea pe stângul sau cum și-o făcea și când a pus-o pe dreptul urma șutul, aici și-o pune pe dreptul, se trezește că trebuie să centreze, parcă nu e jucător, nu-i convine că centrează, ar vrea să mai facă ceva și se termină toate. Ce-am mai sesizat meme și trebuie discutat, am sesizat în zona social media un mare dor de companie. Al oamenilor. Acum, dorul ăsta de companie nu l-am sesizat la 4-0 cu UTA sau la 3-0 la Craiova. Că tot senza companio eram. Deci, oamenii nu înțeleg. Nu e niciun dor. Nu crezi că este mai degrabă dorul ăsta, scuză-mă, crezi că dorul ăsta este mai degrabă o îngrijorare a celor care țin cu echipa voastră că lotul ar putea să nu fie suficient de stufos încât știi să... Știi ce lot am avut noi în 2004-2006? Mai taie vreo 3 buni de acum. Știi ce? Păi spun eu că echipă făcută de mine. Dar în atac ce? Păi în atac n-aveam pe nimeni. La un moment dat ați avut... Păi ne-a căzut ochi de Victoraș și Iacob și n-am mai avut nimic. Atunci cu Victoraș. Și jucam cu Oprița și jucam cu Cristea și nu jucam cu ce am fi vrut noi să jucăm cu Oli. Că am fi vrut, că de-aia l-am adus pe Victoraș și Iacob. Bine, l-am adus înainte de a 2004 mai era Neaga, nu? Era Neaga 2004, cred că atunci cu Beșic. Neaga a plecat după prima jumătate din 2004-2005. A plecat când am jucat cu Valencia. A mai fost și Ciocoiu atunci la început? Da, dar n-a... Vorbesc de două, că tu vorbeai 2004. La început 2004 cred că a fost Ciocoiu, vorbesc, nu? De, poftim, 2005-2006. Că alea, ăla a fost cel mai bun sezon din istoria recentă a unei echipe de fotbal din România, că s-au jucat semifinale. Erau Victoraș și Iacob, Cristea... Da, doar că Victoraș și Iacob a căzut și 4 luni n-a jucat. Nu aveam lot. Aveam în dreapta Bănel și Oprița. Nu era Bănel, era Oprița. Aveam în vârf Cristea și Oprița. Aveam în stânga Boștină. După aia l-am adus pe Cristocea. N-aveam. Aveam numărul 10 Dică și atât. Da. Aveam, după aia, mult după aia l-am adus pe Croitoră, dar mă rog, nu era la nici aceeași poziție, nici același nivel. Și pe Elton l-am adus tot așa târziu, în 2007. Și ochi roșii. Da. Era și era copil, îți dai seama, nu era... Dar juca bine capitanul la sub 21, parcă, nu? N-a fost atunci? Parcă a fost capitanul la sub 21?
Nu a fost? Eu plecasem oricum. Nu, nu păi l-a luat regele, nu parcă n-a fost la rege? Sau greșesc eu? Păi a fost dat pe la Buzău și a rupt piciorul. Nu? A zis că îl iau pentru că a fost cel mai bun al generației, nu de el era vorba? Nu cred. A, era de... cineva. A, am înțeles. Altcineva. Cum îl chema? Care a jucat în 2011. Și a fost capitan la sub-21? 2011. Eu nu cred că a fost. Știi de cine? Vârful, atacantul care... care s-a dus după aia și la FC Argeș, cred că. A, da, de era, și acum anul trecut era. Era, da, știi, de car la FC Argeș, da, la și de car și acum anul trecut ei. A fost. Zi, mă. A fost care 10 a fost la, trecut. În 2011, cred că a fost la, sau când am avut noi, campionatul european. Tănase sau ce, nu, stai, nu. Ce? Deci, omofele, 2011 am găzduit... Năstase. Năstase, Năstasie. Năstasie, ăla. Nu era, era mijlocaș dreapta, da. Cel mai bun al generației, parcă. N-a fost la Faru? Că a știu de un moment, dar l-a luat regele, că a zis că e cel mai bun. Era în echipa aia care s-a calificat la turneul final al sau pentru că am organizat noi, da, 2011, la capitanul lor, cred că. Da, la Chiajna, nu? A fost capitanul lor? Nu s-a putea. Ba cred că a fost el. A fost Berceni, nu știu dacă da și la Berceni și la asta. Echipa era cu Brănescu, cu Peteleu, Crețu, fundaș central, care e la Craiova acum, da. Alex Crețu, Avrămia sau Florin Ilie, Florin Ilie, care și acum este așa. Avrămia stânga... a jucat cu el la Iași, da, nu? Da, Avrămia a jucat cu el la Iași. În stânga era unul Murgoș de la Galați, era Murgoș, și Toșca, dar nu-l, lua, dar nu-l luase. Era, erau mijlocași central, erau Cârstocea și cu Benzar, amândoi de la Hagi. Aha, era Cârstocea ăla. Era, da, era Năstăsie în dreapta, Serediuc în stânga și Stanciu, care era 93, Stanciu, Nicolae Stanciu, care era, era 93, mai mic, mai mic un an, da. Și vârf era Roman, Mihai Roman. Mihai Roman, Kazakhstan? Cu în Kazakhstan acum. Cu, da, care a fost la Botoșani și la Petrolul. Și, Kazakhstan, da, acum. Era echipă interesantă. Da, da. Bun, de, încă o treabă, am rămâne, Miculescu n-a jucat ieri pentru că a fost răcit? Da, răcit el și, bă, la Coma, uite, sigur, noi depindem de Olaru și Coma. Olaru, poate că în ultima pasă n-a avut efort, a făcut ca de obicei, nu i-a ieșit foarte multe, e adevărat. Coman n-a fost bine pentru că, mă rog, bă, 10 zile de antibiotic. A câștigat Chipciu duelul cu el. Ai fost, da, păi da, dar el n-a fost bine. Da, el ok, eu spun. El la început, a cât a fost bine, n-a câștigat Chipciu niciun duel, că a avut două ocazii. Aia cu când Coman a căzut Octavian Coman, și șutul ăla, da, care dacă ridică mingea, e gol. Da, da, na. Așa a fost să fie. După aia n-a mai fost, că nu n-a mai avut putere. Încă nu are. Nu are ceva, că mi s-a părut cel puțin la televizor, că este o accidentare destul de gravă. Bă, e bine și vine cu stângul, după care cu dreptul acusanii, acolo era să facă glezna acolo, nu? Genunchiul, glezna, și el a fost fără măsură disciplinară. Păi nu dai galben la ăla? Dar dă în minge. Nu. Asta, ba da, el se duce cu pe piciorul lui. Nu, dă în minge atacantul. Știu că dă în minge atacantul, ajunge după aia se la duce. Minge. Tata, se duce cu... Da, dar nu, da, asta e problema, dar se duce pe piciorul lui. Da, aici e complicat, dar ăla ajunge la minge, el se oprește. Chipciu, care face niște istericale, ia mingea și o aruncă și face că... Pă, nu dai galben, tu, Hațegan, te faci că nu vezi asta. Pot să înțeleg așa ceva. Nu vine să cred că am asistat la un meci arbitrat de Hațegan. Dar nu mai greșesc, dar nici lui Felipe nu-i dă galben, că merită al doilea galben, cartonaș roșu acolo. Minutul calcă pe ăla. 90. Minutul 90. Îl calcă și cartonaș galben al doilea. Nu, o grămadă de greșeli au fost. Multe erori. Dar okay, vorbeai de Companiu. Să știi că și eu îl văd pe Companiu așa. Dacă joacă meci de meci 90 de minute, s-ar putea să te ajute la un moment dat. Dar dacă Companiu intră doar 10-15 minute, cred că este cel mai slab și nu te ajută cu nimic. De ce? Pentru că eu cred că este un om care trăiește din minutele jucate, nu din statul pe bancă și din intrat din când în când. Ok, eu sunt perfect de acord cu asta. Cam asta e valabil la toți jucătorii cu gabarit. Dacă ți-ești din rit... Dar el trăiește din asta, din meciul ăla trăiește, din ce forța aia de la meci. El dacă îl ții pe bancă și intră 15 minute, nu te poate ajuta cu nimic, că n-are cum să fie în nicio formă. Așa bun cred, dar na, acum fiecare vede cum vrea.